Zahărul poate să dea dependență mai mare decât cocaina pentru că îndeplinește aceleași criterii ca orice adicție. 1. În lipsa aportului apar semnele de abstinență, precum deficit de atenție, stare de agitație, mergând până la simptome de anxietate și depresie. 2. Dă un comportament compulsiv, ceea ce înseamnă că te va face să mănânci în exces. 3. Poftă tot mai mare, greu de controlat, de aceea o persoană dependentă se abține cu greu și va depune toate eforturile pentru a-și obține drogul, în ciuda faptului că este conștientă de efectele sale nocive. Când consum zahăr, de la nivelul creierului se eliberează dopamină și opioizi, aceiași neurotransmițători care se găsește după consumul de cocaină, nicotină sau alcool. Însă, cu cât consumul are loc mai des, cu atât mai puțină dopamină se va elibera pentru că organismul se obișnuiește. Astfel că, pentru a obține aceeași stare de bine, este nevoie să consum mai mult pentru a elibera mai multă dopamină. Și uite așa, obiceiul se întărește. Dependența de zahăr se vindecă în medie în 3-6 săptămâni, uneori cu simptome de sevraj destul de puternice, însă cu beneficii substanțiale. Sunt dr. Nicoleta Lupașcu, medic diabet și nutriție și urmărește-mă pentru mai multe recomandări metabolice.